Evident, după partida FCSB-ului cu Rapidul, după acea victorie, s-au născut foarte multe discuții legate de cum a muncit Dică, de cum se muncește în momentul de față. O să vedem și niște declarații foarte interesante de la sfârșitul meciului respectiv. Se vorbește de cifre, că e mai bine, că și așa mai departe. Vreau, în primul rând, să te întreb, Nic, cum ți s-a părut? Dacă te-a bucurat victoria, dacă te așteptai la ea, dacă te așteptai la o victorie atât de categorică. Făcând o glumă, cum n-am muncit Dică, că se pare că n-am muncit. Păi? În fine, făcând o glumă, am spus. Am înțeles. În paranteză. Așa. Da, eu mă așteptam ca echipa să câștige, pentru că jucau pe teren propriu, suporterii în tribună, 25.000 sau 30.000 câți au fost. Era clar că echipa va avea o atitudine, pentru că trebuie să câștige neapărat acest joc, să fie mai aproape de play-off. Îi felicit că au reușit să facă acest lucru, bravo lor că au reușit să câștige jocul. S-a făcut un articol frumos în ziar la ce bine arată echipa fizică, acum cât aleargă jucătorii, că pe timpul meu nu alergau așa și eu vreau să le arăt în seara aceasta că noi alergam mult mai mult decât au făcut-o ei la meciul cu Rapid. Eu vorbesc pe cifre, vorbesc pe ceea ce am făcut, da? Și să le dovedesc că s-au înșelat când au făcut acel articol. Da? Pentru că mie așa îmi place, mie în momentul când am ceva, spun și vin cu argumente. Florin, te întreb și pe tine un lucru, pentru că asta nu ține neapărat de Dică, ține de un obicei așa, de al locului. Dom'le, când pleacă un antrenor, de foarte multe ori, imediat vine, mă rog, după celebru șoc, da? Apar imediat din interiorul clubului niște informații care sunt într-un fel să susțină decizia clubului, adică să-i ofere logică, să-i ofere... Da, eu oricum sunt surprins că totuși vorbim de fotbal, nu de atletism. Așa. Adică, în primul rând, niște date de, eu știu, de potență aerobă, da? Și anaerobă. Totuși, vorbim despre fotbal. La fotbal este probabil cel mai complex sport, da? În care, ca să reușești, îți trebuie un cumul foarte mare de fapte ca să reușești, da? Lucru care eu personal cred că în momentul de față la FCSB nimeni nu-l va reuși, indiferent că îl cheamă, și am spus și lui de multe ori, chiar i-am spus când am fost surprins când a acceptat să meargă, pentru că nu este mediul necesar unde îți faci performanță. Și chiar vorbeam la început, în România în momentul de față, dacă ești la o echipă mică, este un, să zic așa, un mediu în care poți să-ți impui ideile să faci ce vrei, dar nu ai calitatea jucătorilor. Și dacă ești la o echipă mare, ai calitatea jucătorilor, dar nu e mediu necesar. Deci e o misiune ingrată. Te izbești cu capul de zi. Ca să reușești, da, într-adevăr. De asta zic. Eu zic că nu, în niciun fel, făcând abstracție de FCSB, de Dică, nu poți niciodată să faci o analiză după un meci. Da? Adică un meci nu înseamnă un etalon sau... Trebuie după o anumită perioadă de timp să spui da, era mai bine așa, nu era mai bine așa. De asta zic. Cum a spus și el, probabil ce înseamnă cifre, trebuie vorbi pe argumente. Când te apuci și vorbești de cifre, trebuie să ai argumente. Și singurele argumente sunt matematica. Adică nu saltele. Da, absolut. Vreau să te întreb înainte de a vedea două declarații de la sfârșitul meciului. Dacă te surprinde că au apărut cifrele astea? Adică te așteptai? Te așteptai ca, într-un fel, munca ta să fie pusă sub semnul întrebării la atât de scurt timp? Păi, și de ce crezi că au dat oameni din club cifrele astea? Păi luat de nu, de ce crezi? Nu, de ce crezi că le-au dat? Ei au făcut catapultul. Nu, doar nu. Aceste cifre le-au cei din staff, atâta. Și asta, nu de nu ce le-au dat nu ei? Nu le-au jucătorii. Nu de ce crezi că le-au dat ei? Nu de ce... Dar, care e motivul pentru care... Păi asta puteți să-i întrebați pe ei, să arate că au făcut ei într-o săptămână ceea ce eu n-am putut să fac în 3 luni de zile. Dar eu le vin acum și le demonstrez că cifrele pe care le-au avut ei la meciul cu Rapid sunt mult sub cifrele pe care le-am avut eu la meciurile cu Piteștiu, cu Sepsi, cu Petrolul, cu, chiar cu Cluj, care am pierdut jocul, sunt mult sub ceea ce am avut eu. Hai să vezi două cifre. Declarații de la sfârșitul meciului. Cordea și Pintili. Atmosfera la noi este una foarte bună acum și continuăm să muncim, pentru că astăzi am arătat ca o echipă adevărată. Vă zic sincer că de când am ajuns la stadion ne-am nu știu să vă zic, ne-am motivat singuri, ne-am ajutat împreună cu Pintili, cu Thomas, cu Neubert.
Nu am văzut niciodată echipa asta atât de, de motivată și dornică de a câștiga. Trebuie să le ridicăm moralul puțin, să le dăm și plăcere și la antrenamente. Ce le-ai spus? Păi, asta ține de mine ce l-am spus, dar le-am dat plăcere la antrenamente, jocurile, ce le place lor, că de aia s-au apucat de fotbal. Și au căpătat încrederea de care au nevoie. Bun! Le-am redat plăcerea, spune Pintili. Cordea spune, ne-am simțit o familie, nu am avut așa atmosferă de atât de mult timp, etc. Nu am văzut asta, eu n-am văzut că a spus că n-am avut o atmosferă de atâta timp, a spus că este o atmosferă bună acum. Asta că e o atmosferă foarte bună acum și că nu am mai simțit de la meciul cu Dinamo de la 6-0 așa. Zice restul declarației, cum am tăiat asta, acum. Păi, vrei să-ți... O să-i răspund pe colegi, să o tai pe toată, nu-i problemă. Foarte bine, nu-i problemă să fie... Dar ei așa exprimă, deci exprimă o stare de asta euforică. Se și mira Pandur, zice, dom'le, ce-a vrut să zică de pe vremea lui Dică, nu era așa ceva? Adică nu exista plăcere în vremea ta? Că asta, le-am redat plăcerea, spune Pintili. Păi, dar nu știu. Să arate Pintili ce-a făcut la antrenament, arăt și eu ce-am făcut la antrenament, dacă e săptămâna asta ce-a făcut, și venim și le punem aici la voi și vedem unde a fost plăcerea și unde n-a fost. Au antrenamente, cu mine erau antrenamentele filmate. Ei le au. Le pot arăta, nu este nicio problemă din punctul de vedere. Foarte bine că ceea ce au făcut în această săptămână, dar eu am venit cu niște argumente. Da. E important care, ce spun oamenii ăștia, pentru că oamenii ăștia zic... Oamenii ăștia să facă 5 victorii consecutive, da? Și să depășească, eu am făcut 4 victorii în campionat. Ei să facă 5 victorii consecutive și după vin eu și ridic mâna. La anul când vor intra în grupele Champions, zic, Doamne ajută, sau Europa League sau conferenții, iar vin și ridic mâna și le spun bravo, felicitări, foarte bine. Ați făcut performanță. Am înțeles. Deocamdată nu pot să vorbesc. Te-a supărat un pic când ai auzit genul ăsta de declarație? Păi de... asta o știam dinainte, o știam și eu. Ce? Ce v-a spus Pintilie aici. Cu plăcerea? Da, știam și eu. Sunt mai multe lucruri pe care nu pot să le vorbesc așa. Da, de ce? Tu ai spus atunci că au fost lucruri care te-au deranjat. Au legătură cu Neuberg și cu Thomas Neuberg, de exemplu? Nu vreau să înțeleagă greșit că eu am ceva cu ei sau am văzut și azi în ziar un titlu că m-au lucrat. Nu știu, asta e părerea cui a făcut articolul sau oamenilor care spun. Eu nu vreau să vorbesc așa ceva, nu mă gândesc la așa ceva. Eu vreau să doar să arăt, să dovedesc că ceea ce articolul pe care l-au făcut date cu statistica de la ei, deci din staff, dată către cei de la ziar, este mai slabă decât ceea ce am avut eu când echipa era condusă de mine și cei doi din stafful meu. Mă refer la Cotigă și la Viorel Tenas. Dar mai am o întrebare după aia, că vrea și Florin să... Da. Aș zis Florin că vrea să intervină. Pentru că a venit Meme și l-am întrebat legat de declarațiile astea și legat de starea asta pe care, da, mă rog, au descris-o, da? Cordea și Pintili. O stare, e dreptul lor până la urmă, da? Și el a legat lucrurile într-un fel, n-a spus, de felul mai sobru în care tu conduci, da, echipa. El a spus, dom'le, e foarte posibil ca după el, după Dică, și nu a zis că tu ești într-un fel, că a zis, sunt tot felul de antrenori, dar Dică conducea echipa mai sobru. Da. Și sunt de acord cu ce a spus el. E posibil ca după ce, după plecarea ta, nu știu, jucătorii să se simtă poate mai apropiați de Pintili. Îți reproșezi faptul că ești sobru și că nu te apropii de jucător mai mult? Nici o secundă nu mă voi reproșa asta, pentru că eu sunt cine mă angajează pe mine trebuie să știe că la mine pe primul plan este disciplina. Okay. Și în momentul când un jucător nu este disciplinat, înseamnă că nu este bine pentru echipă, da? Disciplina și munca sunt cele două lucruri pe care eu merg și pe care după care m-am ghidat ca fotbalist și mă ghidez și ca antrenor. Și mi se pare normal ca aceste lucruri să fie îndeplinite de jucători în momentul când eu sunt primul care respect tot ce, da? Dacă fac un regulament, da, de ordine interioară, înseamnă că regulamentul nu-l fac doar de dragul de a-l face, să spun că am și un regulament. Nu. Acel regulament e respectat. Și eu, în momentul când sunt pe teren, eu sunt 100% pe teren. Da? La mine, când ești pe teren, dai tot 100%. Când mergem la distracție, mergem la distracție. Acolo în distracție facem ce vreți. Da? Când suntem pe teren, 100% suntem concentrați și focusați pentru antrenament. Da? Dar așa nu, sunt nu eu. Crezi, dar nu te întreb, nu în crezi? În momentul când am ajuns la club, după așa am spus în felul următor. Există vreun jucător care poate din 5 meciuri să câștige 3 meciuri? Dacă este acum, să ridice mâna. Dacă acest jucător ridică mâna și spune eu din 5 meciuri câștig 3 meciuri,
Eu sunt cel care închid ochii la antrenament dacă tu nu te antrenezi 100%. Sau dacă tu, noi vrem să facem nu știu ce și tu vrei să faci altceva, te las să faci altceva. Dar câștigă tu meciul. Nu mi-a ridicat niciun mână. Atunci, dacă suntem toți, trebuie să fim o echipă și trebuie împreună să câștigăm jocul. Doar așa putem să câștigăm. Și asta este viziunea mea și așa gândesc eu. Că l-am și pe Lovin aici. Generația 2006, da? Nu am fost individualități. Am fost un grup. Pentru că niciunul dintre noi nu s-a dus, s-a dovedit afară să rupă nori. Niciunul. Dar împreună am fost o echipă și am reușit să câștigăm. Cu disciplină. Da? Noi, da? În generația aia, când întârzia unul și se ducea și își punea singur amenda. Da? Singur își punea amenda. Și Nicolae Dica a stat 5 ani la Steaua ca fotbalist și n-a luat nicio amendă. Oare de ce? Și așa vreau să fiu și ca antrenor. Cine mă angajează pe mine, trebuie să știe că eu sunt cu disciplină. Așa sunt eu. Ok. Dar știi că aici e o discuție. Disciplina exclude o relație interumană mai caldă? Da, relație cu jucătorii, vorbesc, glumesc cu jucătorii. Pentru că în momentele când nu sunt pe teren, glumesc cu jucătorii, stau de vorbă asta cu ei. Asta s-a dedus. Păi întrebați-l pe Coman câte discuții am avut cu el, da? Pe Coman, pe Cordea, pe Olaru, întrebați-i pe companie, întrebați-i pe jucători câte discuții am avut cu ei, da? Dacă am avut discuții cu ei, întrebați-i că uite, poate... Uite, eu sunt de acord și nu prea cu ce spune. Așa, ok. De ce? În primul rând, o iau prin prisma tot la fel a carierei mele. Am avut fel și fel de antrenori, toți, cu toții, care am jucat fotbal, da? În ziua de astăzi, chiar mi-a spus un fost antrenor de-al meu, contează foarte mult cum te adaptezi la mediul înconjurător. Ce antrenor? Eva Linen, care... Aha, da. Ok. Neamțul, este care a fost la Oțel. Și mi-a dat exemplu legat când a venit în România prima oară, nu știa la... Și m-a întrebat, Florin, uite cum... Și am zis, Evald, dacă vei încerca să aplici disciplina nemțească în România, vei ieșua din prima secundă. Pentru că noi nu suntem educați. Noi, ca jucători, ca persoane, social vorbind, nu suntem educați în acel sistem de a respecta absolut toate lucrurile cum ar trebui. Și atunci tu când vii să aplici din mediul nemțesc în România, nu, o să ieșuiezi. Și el mi-a spus, uite, exact asta vreau să spun, pentru că l-am avut pe Recoba. A fost la Panion și a venit Recoba. La el, la echipă, el era antrenor și a venit și a spus patronul echipei, nu mă interesează ce face, ăsta joacă. Venea de la Inter, de la 9 milioane de euro salari. Și în pauza primului meci, Recoba a intrat frumos și a luat pachetul de țigări. În pauza primului meci. Și a luat pachetul de țigări și a plecat la baie să fumeze. Recoba. Și acum, vine Evalin, l-a scos la pauză, bineînțeles, că n-a putut să... Și îi spune patronul, ai două soluții. Ai plecat, ne strângem mâna, ai rămas cu integritatea ta, așa? Sau rămâi și acest jucător va face ce dorește el atâta timp cât, cum spunea și el, ne câștigă meciuri. A câștigat, cred că, 10 meciuri, 8-1-0, 8 goluri le-a dat Recoba. De asta zic, sunt cazuri și, într-adevăr, poți să accepți anumite lucruri la jucători, dar dacă livrează. Că aici e problema. Nu poți, dar poate el... Scuze-mă că te trebuie, o să-ți răspund imediat. Cum termin, o să-ți răspund în primul mandat. Imediat îți răspund. Și atunci, în momentul de față, cred eu că antrenorul ideal sau metoda prin care un antrenor poate reuși nu este una universal valabilă. Pentru că vedem, poate, antrenori foarte riguroși reușesc, dar de asemenea reușesc și antrenori mai de lăsăut Șumudică, ca și exemplu. El... La Astra a câștigat campionatul doar din atmosferă și din calitatea jucătorilor. Pentru că noi, din punct de vedere, să spunem, fotbalistic, nu făceam nimic deosebit ca antrenament, mă refer, pur tactic, fotbalistic vorbind. Nu. Nu erau antrenamente complexe? Nu, și foarte scurte, adică foarte scurte. Dar asta este capacitatea unui antrenor, să te adaptezi un pic la ce ai. Că dacă el, de exemplu, cu aceleași antrenamente merge la alte echipe din România, nu va reuși, fac pariu că dă kicks. Da? Uh-huh. De asta zic, adică contează puțin ca antrenor să te plece. Uite, Ancelotti e genul de jucător care când a venit Rüdiger de antrenor, care s-a dus la Rüdiger acasă de când a semnat și l-a surprins acasă, că vrea să ia cina cu el. Nu știu dacă știți. Da? Adică sunt niște chestii care unii pot să le fac, unii pot. Asta nu înseamnă că cine nu le face sau cine le face, face greșit. Da, doar rezultatele vorbesc dacă contextul este... interesant pentru că... Da, hai să spun așa. În primul mandat, am avut jucători cu mare experiență. Tu vorbești de Recoba. Păi Recoba a fost la un nivel. Eu asta am spus mai devreme. Dacă am un jucător care știu că îmi câștigă meciurile, poți să faci ce vrei tu, cum a făcut Recoba. În primul mandat, din toți așa, că nu pun pe Teixeira, pe Junior Moraes, pe Filip, care acum e în staff, pe Bizonu, îl pun pe Budescu. Da?
Știți foarte bine, îl știi pe Budi. Da, a fost coleg cu el, da? Oricine, păi n-am avut un conflict cu Budi. Cât am stat la Steaua un an și jumătate, n-am avut un conflict cu Budi. De ce? Pentru că eu închideam ochii la Budi la unele lucruri, pentru că știam că vine meciul și Budi va da o pasă de gol sau va da un gol. Da? Mai la alt jucător, dacă știu că nu, cum a zis, știu, închizi o dată de două, de trei ori, dar dacă vezi că nu te ajută la meci, nu trebuie să iei măsuri. Mie îmi place disciplina, așa sunt eu făcut, pentru disciplină. E foarte bine. Dar hai să spun un lucru, eu cu jucătorii. Păi eu vorbeam seara cu jucătorii, sunam, îi întrebam cum sunt, nu știu, vedeți că a doua zi avem așa, vedeți cum vă odihniți, vedeți. Sunam jucătorii, în afară ce vreau cu ei la stadion. Adică am avut o comunicare cu jucătorii. Și atunci de ce se apară chestia asta? Pentru că, vezi, iarăși Panduru zice corect. Dom'le, mă miră un jucător să nu-i mulțumească lui Dică, un jucător să nu-i pomenească numele lui după meciul cu Rapid. Adică părea totul așa, dom'le, am scăpat, am scăpat de... Deci am stat 5 ani la Steaua și am stat 3 luni de zile. Da, dar părea, dom'le, am scăpat de... acum zâmbim. Toate declarațiile au venit și în spatele rezultatului. Că evident. Dacă nu era euforia asta după meci... Cu ESAM n-a mai ieșit nimeni să mai dea... D'acord. Da. Hai să vedem, pentru că tu ai pregătit niște cifre, da. ne-ai și oferit. Da. Noi și arătăm anumite cifre. Apropo de... Să ne înțelegem, nu o să dăm... Nu intrăm în toate desubturile statului, că ne prinde poimine aici. Am dat câteva... repere, da? Apropo de posesie, șuturi, distanță parcursă, șuturi pe poartă. Spune, deci ce nu ți se pare ok din ce vezi aici? Nu, că, ceea ce s-a făcut după meciul cu Rapid s-a făcut pe această statistică, da? Echipa a alergat 100,3 km, dacă a distanță, au avut 15 șuturi, 5 șuturi pe poartă. Posesie 39%. Acum n-a mai contat posesia că... Da, 39% față de 61% Rapidul, care Rapidul a jucat 25 de minute un om în minus, da? Sau cam 25 de minute un om în minus, da? Și au avut 39%. Dar nu e explicabilă prin faptul că totuși ai 2-0 din prima repriză și după aia, adică la 2-0, păi care e ideea? Înseamnă că dacă nu aveau la minus, aveau 70% posesie, 75%. Dacă ce? Dacă nu aveau omul minus, aveau 70% posesie. E posibil, nu se știe. Ok. Iar visul păi, Gigi Becali au condus, de a avea o echipă de posesie, se pare că e departe. Stai un pic. Adică, am văzut chestia asta inclusiv la City, dacă vrei, în anumite meciuri, chiar cu Liverpool. Da, ok, foarte bine. Să aibă 1-0, 2-0, pe undeva e... Eu vorbesc, dacă după meciurile mele câștigate cu posesie de 60%, s-a spus că nu am posesie. Ok, hai să vedem. S-a făcut pe acest meci, eu vorbesc statistic. Acum voi ați spus asta la meciul cu Rapid, da? Și acum hai să dăm și la meciul în care reținem. Deci reținem cifre. 39% aici, 108. Da, le-am eu aici. Următorul, meciul cu Universitatea Cluj, pierdut de voi. Cluj pierdut de noi, da? Am avut 61% posesie față de 39% cât au avut ei. Ne-am arătat 116,8 km față de 108 km. E diferență cam mare, sunt aproape 9 km, da? Total șuturi, 22 față de 15. Șuturi pe poartă, 7 față de 5 cât au avut ei. I-au dat 3 goluri. Noi din 7 am dat un singur gol. Da? E diferență, nu? Cum zice Mircea Lucescu, tabela. Tabela, da. Tabela. O vedem la următoarele jocuri, tabela. Deci aici un joc în care am jucat slab. Da? Un joc în care am jucat slab, dar ca și cifre, sunt în afară la goluri, da? Dăm la următorul. Hai, următorul slide. Suntem la PowerPoint acum. Deci pe care l-am câștigat, da? Posesia 51%, mai bună decât au avut ei la mine. Distanța alergat, 116 km, față de 108, sunt 8 km distanță. Total șuturi, 10 cu 7, da? Aici mai slab. Da, da, 7 pe poartă, mai multe decât au avut ei 5 pe poartă. Nu? Ok. Deci, diferență cam mare, nu? Mă refer pe partea fizică, da? De alergat. De alergat și diferență la posesie, cum? Am avut 51% la posesie, un meci în deplasare. Nu? Da. Peste, nu? Și meci câștigat, în care am fost criticat. Meciul cu UTA. Posesie. Am pierdut posesia, într-adevăr, a doua repriză când am reușit să marcăm. În prima repriză am avut posesie mai bună. Dar 49%. Vezi că e valabil? Adică okay, este și valabil. Tu deschizi scorul, adică echipa ta deschide scorul, dar după care pierzi posesia. Dar nu cred că vine din partea, adică ca cineva îți spune. Vine ca un click mental, ca un gol avans, trebuie să-l conservi. Să ne mai înțelegem. Adică... Discutăm de o echipă care cred, e părerea mea, poate că mă înșel, care cred că a prins frică de câștig, de a câștiga meciul. Da, pentru că aveam problema asta și încercam. Și atunci cred că reflexul ăsta în momentul în care ai 1-2-0, de a ceda posesia, cred că este natural. Mi-a ridicat puțin mingea la firul. La meciul cu Petrolul la pauză... N-am vrut, să știi, nu ne-am vorbit. Nu ne-am vorbit. Să nu crede lumea că eu îți fac acum La meciul cu Petrolul,
la pauza meciului aveam 1-0, jucasem foarte bine. În drum spre vestiar, mă gândeam cum să fac să găsesc, să schimb puțin tonul vocii în vestiar, ca să-i fac să înțeleagă că a doua repriză să continuăm la fel, să jucăm, să avem posesie, să reușim să marcăm și golul 2. Și a venit acea discuție cu Ejuma, în care mi-a dat acel click, în care să fiu puțin pe un ton mai ridicat. Să da. Vorbesc pe un ton mai ridicat. Ceea ce a prins bine echipe, am reușit, am intrat a doua repriză bine, am marcat golul 2 și ce spune și Lovin, după 2-0 am făcut puțin, am făcut pasul înapoi. Dar a prins bine că i-am ținut. Dacă mă duceam și eram mai calm și poate, eu știu, eram mulțumit că am jucat bine prima repriză, foarte bine, de fapt, da, 1-0, poate cine știe ce se întâmplă. Asta e astea sunt ultimele cifre. Cu FC Argeș. Unde am câștigat jocul, da? Avem 161% posesie, nu mai pun, dar nu era bună posesia de 61, e bună de 39. Aproape 118 km, nu? Da. E diferență de 10 km, ca și echipă mă refer. Total șuturi 25 față de 15... Șuturi pe poartă, 12 șuturi pe poartă, față de 5. Dar eu eram criticat, eu am vrut să scot în evidență treaba asta față de ceea ce au făcut ei, articolul pe care l-au făcut ei. Acum mai trec, voi nu știu dacă ați făcut aici, cu jucătorii. S-au făcut ieri că șut a alergat 11 km 400, Olar 11 400, White de 10 600, Companio 10 400, Cordea 10 300. Cât de mult au alergat jucătorii la meciul... La sfârșit o să spun și eu părerea mea, dar e părerea mea. La meciul cu Rapid. La meciul cu Rapid. Da. Cât de mult a alergat. Bănuiesc ce spui, dar cred că le-am aici puse. Da? Ce? Cât de mult... Vedem ce mă întreb tu. Cât de mult au alergat jucătorii la meciul cu Rapid. Da? Că pe vremea mea nu alergau. Păi măi, oameni buni. Cei care ați dat și că... În primul rând, astea sunt după catapult. Catapultul arată cu 3-400 de metri mai mult. S-am explicat ție înainte de ce. Pentru că se pune în vestiar și mai sunt... Te mai duci până la teren, te întorci la pauză, iar te întorci, iar după aceea să termină meciul. Da? În fine. Hai să vedem, da. Hai să vedem ce alergau jucătorii când eram eu. La meciul cu Sepsi, șut 12 km 435. Pe față de 11 km 46 cât a alergat șut la meciul, cred că e diferență. Darius Olaru, la meciul cu Petrolul, 11.780. Companiu, la meciul cu 11.300. Waider, la meciul Creva, 11.277. Cordea, 11.990 la meciul cu Petrolul, aici are 10 km. Adică sunt diferențe cam mari. Eu asta am vrut să scot în evidență, că am văzut că s-a făcut articol, că Thomas Neuber cu mine nu a fost implicat, că acum este implicat și că echipa... Nu am zis eu. Păi nu am spus eu, au spus cei de la ziar și eu știu informațiile pe care le au ei. Nu vreau să discut acest subiect. Iată că atunci când eu eram la echipă, da, și în meciurile pe care le câștigam cu parametri mult mai buni decât au avut la meciul cu Rapid. Ok. Ceea ce înseamnă că... Deci, eu am în primul rând... Eu nu cred kilometrii alergați în România. Nu-i cred. Nu-i cred. Și zic de ce nu-i cred. Contează și ritmul în care... Evident că contează ritmul. Vezi ce scrie aici? Fii atent. La fiecare? Deci, Șepși și FCSB. 29 de faulturi, 67 de aruncări de la margine. Hai să dăm o durată, ce durată vreți să dăm fiecărui fault și fiecare aruncări de la margine? Așa, medie. Câte secunde? Aruncare la margine cel puțin 15 secunde, 10. 10 secunde aruncare de la margine, să zicem? Și faultul? Poate mai mult. Dar unde vrei să ajungi? Nu, stai un pic, lasă-mă un pic. Deci câte faultul cât e? Că și la ăla poți să stai. Nu e timp să alergi atât. Unde alergă, mă, fratele meu, ăia, că se stă pe loc? Deci la aruncare de la margine stau pe loc. La faul se stă pe loc. Știi că ca timp de joc, că durează un meci în România? Da, știu că durează. Între 45 și 55 de minute. Niciodată 45 de minute. Nu sunt 45 de minute. Nici 25, cred că. Nu sunt 45 de minute. Media? Da, la un meci. 45 de minute cel puțin. Nu e adevărat, cum să fie? Păi zic eu că să-ți iau campionatele, că păi s-au dat statistici. Cum? Păi să cum? Fie? Dacă spun eu că atât durează? Păi nu durează atâta cum? Meciurile. Poate timp meciurile efectiv voastre. Timp poate efectiv meciurile 45 de minute între 45 și 55 de minute. Nu mai. Păi... Nu meciurile campionatului. Tu nu e campionat. Meciurile... Nu ia niciodată așa. O să-ți aduc statistici. Meciurile la... FCSB-ului de la... E altceva. Referiți la fotbal efectiv? Adică cât da, timp efectiv. Timp efectiv. Timp efectiv. 45 de minute... De 45 și 55. Deci, eu nu cred unul la mână că se alergă 13 km în campionatul nostru. Nu cred. Ori sunt extraordinar de dezordonat și alergă deci nu știu pe unde alergă. E părerea mea.
Așa alergă și Papa. Eu știu că e statul, dar eu nu cred. Sunt anumiți jucători care mijlocași și central care alergă mai mult. Eu știu, găsești un atacant cum e Companiu care într-adevăr alergă. Hai că în Champions League aia alergă maximum. Deci alergă Kimmich maximum 13 km într-un super match de ăla de, da? E ca la ca ștergătoare de parbriz facă ea. Alergă stânga-dreapta și ăla alergă 13 km și la noi. Se alergă 13 km unde se stă pe loc. Dar e judecată pe cei de la Istat. Nu, nu cred. Eu vreau să scot în evidență că toți acești parametri, dacă nu sunt dublați de goluri și calitate și de... și de relația asta, acum nu știu cum a fost relația lui Nicolae cu echipa, dar dacă nu e o relație sinceră și unitară, nu vei avea rezultate. Păi. Acum eu nu știu dacă de asta cum zic. A fost relația când am venit la meciul cu Samburtalu, că nu știau pe unde să scoată cămașa, că nu știau ce se întâmplă. Da, nu ieșim din Europa. Nu vorbesc. Că nu ieșim din Europa, că nu avem nicio șansă, nu? Și după aia am câștigat în 5 meciuri 4 meciuri în Europa și ne-am calificat și în grupe. Și să zic de ce matematica da, nu s-a calificat. Aia a fost acum 2 luni. Păi adică între timp timp am câștigat 4 după aia ultimii până la meciul cu Cluj aveam 4 meciuri câștigate în campionat. Cum? Nu, dar asta, matematica asta și statisticile nu stau în picioare și cel mai elovent exemplu. Uite, luăm meciul vostru cu Silkeborg și meciul CFR-ului cu Slavia, de acasă. Da, corect. Dacă luăm statistic, Slavia, la meciul cu CFR, cred că au avut, deci când puneau piciorul pe minge, era ocazie de gol. Și m-am uitat la statistică, au avut vreo 20 ceva de acțiuni. Scor 1-0 CFR. Dacă ne uităm la Silkeborg cu FCSB Silkeborg, vedem că a fost echilibru. Echilibru, nu că... Adică da, acolo. Deci de asta zic că... Contează un pic, în primul rând, jucătorii din teren. Nu neapărat doar calitatea, să spunem, individuală, că știi ce să faci cu mingea. Nu, contează maturitatea jucătorului. Să știe când. Când joci acasă, vezi că e 1-0. Nu mai trebuie să zică antrenorul ce să faci. Ai 2-3 lucruri, bă, stop, gata, hai să stăm liniștiți. Păi, adică, secvență nu e asta i-a lipsit din echipă. E o secvență, acum, apropo, ce ți-a lipsit ție. Este o secvență genială. În Bundesliga s-a petrecut în weekend. Scandal imens între Bellingham, da? Luat de perciun de Hummels. Dar la ce mod luat de perciun? Deci a început Hummels să urle la el, pentru că Dortmund primește cartonaș roșu, iar Bellingham pleacă în pressing la portarul advers. Da? Pleacă în pressing, ăsta îl cheamă înapoi, după care s-au tot ciondănit. Mă, da, s-au ciondănit. Ăla îi spunea, Bellingham nu se lăsa, ăla îi spunea, Bellingham nu se lăsa. Și mi-au luat aminte de Miculescu, care la meciul cu UTA, voi cu 3 oameni mai puțin, se duce și face pressing la portar. Măi, erați cu 3 oameni mai puțin și Miculescu era să facă pressing la portar. Asta deci este de inteligența jucătorului să simtă în timpul meciului ce să facă. Nu e, și de unul care să urle din apărare. Păi asta e, el n-a vrut. Băi, Miculescule, ce faci mai acolo? Că suntem, rămânem în 6 în spate. 25-30 de mii tribună, nu l-a văzut, nu mai este jocul. Orice echipă, dacă nu scheletul ăla, portar, un fundaș central, un mijlocaș central și un atacant să fie... Să se simtă, pentru că orice antrenor mare are niște lideri în echipă. N-ai cum să faci, tu n-ai cum să, ca meseria de antrenor să fie de succes, nu poți fără jucători. Deci n-ai cum. Păi deci nu, bun, n-ai, aia e. Mie mi se pare faptul că au apărut cifrele astea și faptul că se încearcă într-un fel hiperbolizarea acestei victorii cu Rapid. I-am felicitat, bravo lor, foarte bine că au câștigat, să câștige în continuare, dar pe mine m-a deranjat pentru că au dat acolo de la, din staff, au dat către ziar, da? Și sau cu cifrele că au, ce au făcut și eu le-am venit să le demonstrez că dar au fost cu mine cifre care nu te plac. Asta e, nu, este... oameni care mă plac, îți dai seama. Deci e clar că oamenii aia sau măcar niște oameni pe care ai lăsat în spate nu te plac acolo. Că altfel n-aveau ce să vină și să arate. Ia uite, bă, cât am alergat noi acum. În spate erau acolo. Poftim? Erau acolo. Dar vorbeau frumos, adică ți-a reproșat vreunul dintre oamenii din staff în toată perioada asta. Băi, Dică, uite că poate că ar trebui să facem altfel, că nu faci lucrurile bine. Adică a încercat cineva să zică că nu e ok? Nu. Ce faci? Nu. Întrebam înainte de antrenament, după antrenament, întrebam, aveți ceva de spus? Vreți ceva? Schimbăm ceva? În mesaje te și lăudau? Așa? Adică... Te întreb, nu știu. Mai te laudă omul, știi, când lucrezi cu el, că te laudă. După aia poate uite cine știe. Păi nu știu, că poate aceiași oameni care au dat mai departe te laudau acum o aminte, săptămână. La un grătar pe care l-am făcut acolo la bază, a venit, mi-a zis Pinti ceva de faze fixe, de ce nu lăsăm doi oameni sus,
Deci asta a fost singurul lucru pe care mi l-a zis. De ce nu lăsăm doi oameni sus ca să nu ne apărăm cu toată echipa? I-am explicat că în primul mandat lăsam trei sus și că n-am profitat niciodată de treaba asta. De contraatac, da, să reușim să, eu știu, să dăm un gol pe un contraatac, să prindă portarul mingea, eu știu, să joace pe unul din cei trei din față. Și zic de asta și să avem mai mare, eu știu, să fim acolo, să ne apărăm mai bine. Și am făcut treaba asta după ce, nu mai știu cu cine am jucat, aducea șase jucători în careu și am zis, ca să nu mai aducă șase jucători în careu, zic, las doi sus, parcă voluntar sau nu mai știu, las doi sus ca să ei să lase trei, mai vine unul care bate patru și mai lasă unul pe respinge. Sunt cinci și vin doar cu cinci în care eu nu mai vin cu șase. Și după aia de la meciul ăla am lăsat doi sus. Asta a fost lucru pe care mi l-a spus atunci Pinti la un grătar, că stăteam acolo și mai vorbeam. În rest, mereu i-am întrebat. Thomas Neuber a mai fost, era, dar vorbeam pe alte lucruri. Thomas Neuber, ce partea fizică? Nu, vorbeam de partea fizică. Dar adevărat că tu nu l-ai mai lăsat pe el să facă ceea ce voia el? Adică că n-avea libertate totală? Este normal ca Thomas Neuber să lucreze cu antrenorii care au fost înainte, să lucreze mai mult decât a lucrat cu mine. Pentru că înainte, până să vină Dică la FCSB, da, echipa nu se califica în grupele Europa League, Champions League sau Conference League. S-a calificat tot cu Dică acum 5 ani. Și lucrau la o săptămână. Și era normal ca Tomi să aibă mai mult în antrenamente. Pentru că lucrând la o săptămână, îți face un alt ciclu săptămânal. Jucând în 3 zile, era clar că, sau la 4 zile, să zicem, era clar că o să lucreze mai puțin. Da? Pentru că e normal să fie, lucrezi mai mult cu mingea, mai mult tactic. Da? Deci este un lucru simplu, este matematică, practic, cum a zis. Bun. Trecem. Dar să nu se înțeleagă din ce am făcut eu. Deci am venit cu niște argumente. Nu am nimic cu absolut nimeni de acolo. Este treaba lor să-și facă. Adică nu spune că-ți convine, că tu ai. Adică nu mi-a convenit pentru că... Omul care a dat cifrele astea, nu spune că n-ai nimic cu el. Că ți-e indiferent. Nu, așa, băi, hai să fim prieteni, ieșim la un ciclu. Nu există asta. Asta nu există. Ieșim la un ciclu. Nu, dar uite, vezi acum... Nu sunt un tip rău închinos eu, de obicei. Asta spun, că nu... Dar nici nu-ți convine că... Acum noi tragem niște concluzii și vezi că unul dintre faptele că n-au fost rezultate și chestiile astea care nu sunt sincere în cadrul unei echipe. Absolut. Rezultate pe jumate, că am dus echipa în conferenzii. Da, dar n-au... Adică, da. Nu, mă refer la nivelul cum... Într-o perioadă scurtă. Eu mă refer cum e obișnuită să spun FCSB. Nu, dar tu până la urmă faci paralela cu CFR Cluj, da? Că astea sunt două echipe din România, s-au bătut anul trecut până în penultima etapă la titlu. Una merge bine, s-a calificat în primăvara Conference League și dacă își câștigă meciurile este acolo, da? Cu Farul. Cea de-a doua, care a făcut performanță europeană, a picat într-o grupă mult mai grea, adevărat, decât cea a CFR-ului, dar intern este departe de ceea ce se așteaptă lumea. Adică, păi nu, de asta zic, comparându-le, evident că... Nu, dar nu comparându-le. Eu acum... Dar, scuze-mă puțin, comparând loturile celor două echipe, vedem că eu am jucat cu jucători de 18 ani, 19 ani, 20, 21 și CFR-ul a jucat cu jucători nu, de la aici are 27-28 ani în sus. Aici are lovi în dreptate. Pentru că asta este strategia clubului. Nu pentru că asta e strategia clubului. Aici are lovi în dreptate că la clubul ăsta nu se poate face performanță pentru că nu transferi tu jucătorii. La CFR Cluj transferă Petrescu. Exact, și nu-i pe nevoia ta. Tu poate ai nevoie de un mijlocaș central și conducerea ți aduce un mijlocaș dreapta. Da? Aici cred că asta este nu poți și aici are el dreptate. Este primul, dar eu altceva vreau să spun. Noi am legat de performanțe, da? E clar că noi acum trebuie să revizuim tot ce înseamnă performanță. Pentru că ce însemna înainte performanță pentru Steaua, eu tot Steaua îi zic și lui FCSB și la toată lumea, pentru mine e una singură Steaua. Toată lumea e Steaua pentru mine. Toate Steaua. Eu am jucat cu Steaua pe piept, nu poate să zică nimeni că am jucat pentru FCSB, pentru cine am jucat. Ei, și atunci, da, atunci era locul 3 și chiar locul 2 e deziluzie. Noi când eram pe locul 2, dacă ții minte, și-au venit să ne bată spectatorii la stadion după un meci cu FC Național. Și eram pe primul loc. Și eram pe primul loc, da? Și am dormit la stadion, doar că nu puteam, că era... Vreau să plece, nu puteam pleca acasă, că erau fanii la poartă. Că dacă nu luați campionatul, vă omorâm. Deci și acum... Frumos, da? de suflet de încurajare. Da, da. Dacă nu luați, vă omorâm. Da. Asta e... Așa, în sensul că erau sătui. Trecuseră, mi se pare că de la ultimul campionat pe care luase Victor Pițurcă, trecuseră vreo 3 ani, ceva, 3, 4, 5 ani.
2000. Da, și atunci, că iar... 2000-2001, da. Da. Acum ar trebui să 2000... dărâme baza aia de la Berceni, la ce, de când au mai luat titlul. Și de asta zic, acum, înainte să nu te califici în Champions League, ții minte cu Rosenborg ce tragedie a fost când ne-am calificat în Champions League. Da. Și am căzut în grupele Europa League. Adică era o tragedie. E, acum, tragedie. Am... Mult bine... Da, în anul ăla ați făcut semifinala. Da, da. Și acum am ajuns să considerăm că Conference League, într-adevăr, este o performanță. Și așa este. Corect. Pentru ce avem și cu ce lucrăm și cu ce asta e o performanță. Dar aici probabil a fost că nu a fost dublată, da, acest parcurs al FCSB-ului în campionat. Aici, practic... Da. A fost aici a fost buba, aici da. A fost buba, evident. Da. A știe și el că nu, da, n-ai, n-ai, cum să, adică n-ai cum să neși. Și, și asta nu te-a lăsat nici în Conference League să faci practic ce ai vrea. Vreau să vedeți, Lovin, Dică, să-l ascultăm pe Rădoi, că vorba aia. Hey, astăzi, după meciul cu Ogna Mureș, 1-1 a făcut Craiova, vreau să-l ascultați pe Mirel Rădoi, după aia virăm ușor, ușor, cât mai avem câteva minute către Rapid Faru. Dacă comparăm meciul celor de la Ogna Mureș cu Chindia, putem să ne declarăm fericiți că am reușit să câștigăm un punct în seara asta, care în opinia mea chiar e câștigat, pentru că cel puțin de pe bancă n-am nicio reluare, nu știu nimic. La faza lor la care au cerut penalti, din punctul meu de vedere, e penalti clar. Îmi pare rău pentru doamna arbitră, dar asta e adevărul și n-am cum să evit realitatea. Poate că e mai greu totuși pentru anumiți jucători să se motiveze în astfel de partide, având în vedere că adversara joacă la rupere. Nu e greu deloc. Sunteți implicați în... Nu e greu deloc. Dacă vrei să ajungi fotbalist și te numești fotbalist profesionist, trebuie să joci pe astfel de teren și cu astfel de echipe, indiferent de oraș. Ok, clar că condițiile nu sunt cele pe care ne-am fi dorit și ce a început prost a terminat și mai prost. Și aici m-aș referi, tot se vorbește în ultimii ani despre această competiție, că anumite echipe le desconsideră. Putem să le asigurăm că de la anul, dacă vom mai fi la acest club, voi desconsidera această competiție, pentru că nu există. N-ai cum să poți să pui masa de masaj lângă cei care își fac treaba mare în vestiar. Nu există așa ceva. Ca staful să schimbe într-o saună, să n-ai scaune în vestiar, terenurile. Vorbim de jucători, se produce un jucător pentru echipa națională. Păi pe astfel de terenuri există cel mai mare risc de accidentare. Ok, și adversarii joacă pe același teren. Sunt convins de lucrul ăsta și o fac în fiecare săptămână. Dar totuși condițiile pentru această competiție, dacă va trebui să o luăm și noi cluburile în serios, va trebui să fie alt. Să revin, e clar că noi am crezut că acest meci va fi câștigat dinainte, fără atitudine, fără determinare. Era clar că adversarul nostru, dacă va echilibra diferența de valoare, o va face prin ambiție și determinare, știind și starea terenului, dar e inadmisibil, pentru că noi am avut jucători care se plâng în 9 minute, aseară au avut aproape o partidă să-și arate nivelul. Probabil că ei în continuare, cred că eu glumesc când le spun că fiecare partidă pentru mine e o evaluare continuă pentru perioada din iarnă, dar probabil că o să vadă în iarnă că ceea ce vorbesc, de fapt, eu vorbesc serios și nu iau pe nimeni nici la mișto și sunt foarte, foarte serios cu lucrurile astea. A spus că de la anul veți desconsidera competiția, dar anul acesta sunteți totuși pe primul loc în grupă și calificarea încă e la mâna. Indiferent care era rezultatul în seara asta, condițiile pe care le-am găsit și ceea ce s-a întâmplat în această perioadă și cu nocturna și cu toate, adică, ok, înțelegem că sunt competiții care trebuie să crească numărul de spectatori, de telespectatori, să ajute echipele mai mici, sunt total de acord, dar nu poți să te prezinți la un asemenea meci în condițiile astea. Adică până și această nocturnă, indiferent cu acel certificat sau nu, noi știm că nu se ridică la loc și care trebuie. Nu înseamnă că din cauza asta noi nu am câștigat asta seară, era o discuție separată. Pentru că v-am spus, vis-a-vis de această partidă, cred că am fost penibil cu toți. Iar cel mai rău îmi pare pentru cei care n-au fost în lot și cei care au fost pe bancă, că alături de colegii lor care au fost întâlnit, a trebuit să suporte rușine în seara asta. Suporterii noștri în fața televizorului, suporterii noștri care au venit până aici, a trebuit să suporte și la rândul lor o astfel de rușine. Acum trebuie să vedem ce facem ca să încercăm oarecum, pentru meciul din Giulești, să nu trecem printr-o altă rușine. Nervos, Miră. Ținea de asta și prin vestiar? Când mai avea speech-uri de astea? Dar și... nu s-a schimbat acum. Mereu, nu știu, habar n-am. S-a fost la fel, Mirel. Adică ce a avut de spus, spune. Adică făcea de astea cu rușine și prin vestiar când erați voi sau... Bine, nu prea trăiați voi, dar... Da, doar el, într-adevăr, noi... Adică respectam prea mult între noi. Era... Ne jigneam. Păi n-a jignit pe nimeni acum. Nu, zic, mă refer la dacă zici tu că ceva să... Că de bătaie de joc, adică vreodată. Să ne reproșeze nouă colegilor, nu. 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 Nu s-a întâmplat. Nu, doar, adică, eu, Mirel, țin minte un tip pozitiv care mereu a vrut, poate, eu știu, a fost
exigent în primul rând cu el însuși și după aia cu